UPL vă recomandă Reliance. Am revenit, suntem la Agricultura, o șansă pentru România. Vă spuneam că vorbim despre producătorii de brânzeturi. Nu numai, pentru că avem și o știre interesantă apropo de ziua de mâine de la MEADR. O să vă spunem imediat despre ce e vorba. Mai întâi de toate să vedem dacă l-avem la telefon pe domnul Nicu Bumb. Îl avem, bună ziua, domnule Bumb, dacă ne auzim, dacă nu... Bună seara! Bună seara, bună seara! Bine ați venit la Agro TV din nou! Mulțumesc, mulțumesc pentru prezență! Mulțumesc, invitați, bine v-am regăsit! Domnul Nicu Bumb... Din Timișoara, de la Food Summit, Timișoara. A, acolo sunteți, în Timișoara, da? La... Uite, acum aștept un Uber să iau și să plec spre cazare. Am înțeles. Vă ținem doar foarte puțin, așa, câteva minute, dar totdeauna telemeaua de Ibănești e importantă pentru... Noi și aș spune pentru români, nu? Deja sunteți un brand în România. Păi suntem un brand național, suntem un brand european și un brand internațional pe viitor. Cum ați reușit lucrul acesta? Prin foarte multă muncă, prin priceperea oamenilor de la țară. Avem o asociație formată din trei comune, Ibănești, Odac și Curghiu, din care fabricăm acest produs certificat la nivel european, care îl constituie în momentul de față regina produselor lactate românești. Și bun. Ce să vă zic, a fost destul de greu. Da, a funcționat această asociere, nu? Da, păi, dacă nu ești asociat, nu poți să te certifici la nivel european. Suntem trei comune, Ibănești, Odac și Gurghiu, ne-am certificat pe acest produs, am format această asociație din cele trei comune, în care președintele asociației fiind Mirda Totu, fabrica de procesare acestui produs, telemeaua de Ibănești. Perfect. Bun, ea a fost complicată, să zicem, standard, mă rog, da, standard de calitate? Da, să zic un pic de istoria noastră. Vă rog. Am început în 94 pe o rotă de tractor și pe o, într-un ceaun cu 50 de litri de lapte, cu produs, primul produs obținut fiind telemeaua de Ibănești cu saramură de Orșova, care la sfârșit de săptămână plecam cu el în diferite piețe, chiar și în București să-l vindem, de acolo am început. Anul trecut, în 2021, în 15 ianuarie, am deschis cea mai mare fabrică cu capital românesc de la noi din țară. De la 50 de litri am ajuns, după ani buni, să deținem în cea mai mare fabrică cu capital românesc de lactate de la noi din țară. Avem peste 4.000 de fermieri în spate care ne vor rișcă lapte, care pot să numesc chiar angajații noștri. Și angajații noștri în fabrică, în jur de 197 de angajați. Bun, impresionant. Numai puțin, da, vă rog. Da, participând la târguri naționale și internaționale prin 2007-2008, ne-am întâlnit cu reprezentanții de la Oficiul de Produse Tradiționale de la Brașov, care ne-au recomandat să ne certificăm la nivel european cu produs. Ne-am dus acasă, ne-am gândit care ar fi cel mai mare, cea mai mare notorietate al unui produs care îl avem, era telemeaua de Ibănești și primul produs care l-am făcut noi. Și am început caietul de sarcini cu greu, că nu se prea știa în momentul ăla ce înseamnă DOP, termine de urmă protejată, împreună cu Ministerul Agriculturii și Oficiul de Produse Tradiționale am făcut un caiet de sarcini. În 2011, la sfârșitul 2011, au venit cei de la Certin Renar și Ministerul Agriculturii care au autentificat caietul de sarcini cu realitatea din teren. Am depus caietul de sarcini la Ministerul Agriculturii, unde a stat un an de zile pentru contestație. După un an de zile, la cel mai mare târg de industrie alimentară și zootehnie din România, la Indaga, am primit certificarea la nivel național, după care caietul de sarcini a fost trimis la Bruxelles. În ultimele două zile de contestație, după un an de zile, am fost contestat de colegii greci pe denumirea telemeatele mele. Colegii de unde? Colegii, greci, care colegi? Greci. Greci. Greci, da, da. Ok. Greci. Deci, a fost o nebunală totală. Am căutat prin arhive date despre o brânză românească, nu prea găsești. Știi că românii fac multe chestii, dar nu le arhivează. Da. Și tot așa, la un eveniment, când eram în momentul ăla contestat, au venit o televiziune care mi-a propus, măi, uite, te știu de mult timp, uite, pe gratis îți dau o lună jumate, 15, din 15 în 15 minute pe bara de jos, 24 în 24 de ore, o să apară numărul tău de telefon și salvați-le meu de Ibănești dacă aveți niște date concrete. Și după vreo 15 zile m-a sunat cineva din Constanța, care
avea un manuscris vechi în care apărea în vremea dacilor și romanilor, făceau o brânză albă care o transportau cu vaporile și știu, un conservant era Saramura în momentul ăla. Interesantă istoria. Am trimis la Bruxelles chestiile și a fost decisiv. 1-1, așa? 1-1, după care le-am demonstrat iarăși, ei au depus încă o contestație și am demonstrat că arealul geografic, bine delimitat, format din cele trei comune, Igmănești, Odac și Gurghiu, are o floră spunteană deosebită care nu se găsește în Grecia. Pe lângă asta avem Saramura respectivă, care lasă o amprentă importantă în produsul finit, care este calciu și magneziu, care ei nu au, care noi am concesionat-o pe 50 de ani și am investit mulți bani în fântâna respectivă. Era o fântână unde fiecare om putea să meargă, să-și bage o goleată, să scoată saramură, să-și ducă. Este o tradiție la noi de sute de ani. Cum suntem în vremea asta, e tradiția de tăiatul sacrificatul porcului. Oamenii își luau, își duceau acasă saramură, aștepta să o găina, luau oul, pune în saramura respectivă, pune apă până se ridica oul la suprafață și băga carnea și a conserva în saramura respectivă. Noi am concesionat-o, am îngrădit-o, am amenajat-o special, am tras un furtun alimentar de 300 de metri într-un bazin de 15.000 de litri, unde igienic, prin filtre, se introduce saramura respectivă și un robinet poți să-și ia oricine când își dorește, în condiții sanitare deosebite, această saramură. Da, interesantă povestea. Deci, în felul acesta, nu, a obținut și... Okay. Da? După care am stat, erau procedurile de 6 luni încă pe site și în 2016, în 13 martie, am primit certificarea la nivel european a primului și singurului produs cu denumire de origine, protejată la nivel european. Cât a durat una peste alta? 2-3 ani sau cât a spus? Că nu mai știu când ați început de mers. Aproape 6 ani. 6 ani. Și 6 ani. Stați un pic, că sunt, s-o prezint și pe colega mea, că e aici alături de noi în studio, Ramona Pandele, realizator și prezentator jurnalului Agro TV. Bună seara, Ramona! Bună seara! L-ai auzit pe domnul Bumb. O rog să vă adreseze o întrebare sau o temă. În primul rând trebuie să o întreb dacă mănâncă telemea de Ibănești, dacă este consumatoare. Da, sigur că există... Da, chiar vă rog, nu numai pe dumneavoastră, rog tot consumatorul care mă aude în momentul de față, să fie patriot, să cumpere produse fabricate cu materii prime românești și cu forță de muncă românească. Prin asta încurajăm economia țării, banii rămân la noi în țară și fermierii țărani ei au cu ce să-și lase copiii și să avem ce trăi la țară. Sunt de acord. Stai să vă adresez o întrebare, Ramona. O să eu vreau să vă întreb, domnul Nicu Bun, când veniți la București ca să vă vadă toți bucureștenii cu produsele dumneavoastră și cu oamenii cu care munciți alături. Da, telemeaua de Ibănești o dedic tuturor fermierilor care ne valorifică lapte tuturor angajaților noștri și consumatorilor care ne cumpără și care nu ne cumpără produse, care pe viitor îi rup să ne consume produsele noastre. Da, am înțeles. Ați evitat întrebarea, deci nu veniți prea curând în București, da, nu? Da, o să vin la București, sunt invitat la Ministerul Agriculturii în curte, încă nu știu data precisă, când o să fie târgul de Crăciun și consumatorul cu drag să vină să degustă produsele noastre și să în drum spre magazinul și spre hipermarket unde regăsesc produsele. Da, așteptăm. Bun. Deci am aflat. Mai am eu o întrebare și cred că după asta încheiem sau tragem o concluzie. V-au afectat aceste creșteri de prețuri? Nu știu, folosiți energie electrică, gaze? Normal. Toate inputurile ne-au afectat negativ. Totul se regăsește în prețul de raft și dorim ca Ministerul Agriculturii să vină cu un sprijin de 50 de bani la litru de lapte. Ar fi binevenit pentru fermier, pentru procesator și pentru consumator. La fel cum au venit pe combustibil. Așa îmi dorim să vină și pe litru de lapte. Da, nu știu dacă se va face proiectul ăsta, dar e o idee. De ce nu? Adică e o propunere. Să vină cu un ajutor să ne ajute. Să putem trece de acest hop greu din economie. Din economia mondială, nu din economia României. Nu numai de la noi, ci din economia globală, e adevărat. Da. În concluzie, ca să spunem așa, cum vedeți anul viitor? Că am înțeles că veniți de sărbătorile de Crăciun, de Târgul de Crăciun, excelent, vă așteptăm în București, dar cum anul vedeți viitor, anul viitor? Vedem? Da. Îl văd consumator care își dă seama că pe viitor trebuie să consume și să mănânce sănătos.
să nu mai caute oferte și să nu mai cumpere brânzeturi cu 12, 18, 20 de lei. Le-au văzut laptele când au trecut încărcate pe lângă turmă de vaci. Văd un consumator serios, un consumator care își revine, un consumator care o să cumpere și o să mănânce sănătos și o să cumpere produse fabricate cu materii prime românești. Asta văd eu. E regulă, să sperăm că așa va fi și ne dorim acest lucru. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră, domnule Nicu Bumb. Ne reauzim și ne revedem, așa cum spuneați. Vă doresc ne revedem până la sărbători. Nu vă urez acum sărbători fericite, dar oricum ne revedem. E în regulă. Și vă dorim spor la treabă acolo și succes la Timișoara. Mulțumesc, Doamne ajută, numai bine, o seară frumoasă, mulțumesc de invitație. Numai bine, domnule. A fost domnul Nicu Bumb, fondatorul, să-i spunem așa, celebrului brand Telemea de Ibănești. Ramona, foarte frumoasă ia pe care o porți în seara aceasta. Mulțumesc. E un prilej anume, nu neapărat? Da, sau e? Există un prilej, da? Este un prilej pentru că mă pregătesc pentru evenimentul de mâine organizat în curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. E legat tot de brânzeturi, nu? E legat tot de produse românești care trebuie promovate și Ministerul Agriculturii și-a propus să facă o campanie mai amplă. Așa cum o știm, se numește Produs Românesc Bun pentru Tine, Bun pentru Fiecare. Și în cadrul acestei campanii, mâine, începând de mâine, 25 noiembrie și până pe 27 noiembrie, în curtea Ministerului, vor veni oierii. Oierii din toată vin România, și cu oi, din 11 sau vin numai județe, cu produse. Vin cu tot ce este bun în stână, cu tradiții. Iată, își propun chiar să refacă un drum secular al ciobanilor, pornind din vârful munților Carpați și până în curtea mea dereului. Acolo o să vedem tot ce este bun ca și produs românesc, foarte multe produse atestate, foarte multe produse cu care cu toții ne-am obișnuit, dar vor fi și noutăți, vor fi producători din toate zonele țării care vor veni nu doar cu produsele din lapte de oaie și carne de oaie, vor fi și fructe, vor fi și vinuri, vor fi și pălincă ca să putem să ne încălzim, că așa cum e vremea. La o brânză bună merge. Sigur și că o da, merge, bună, da, merge și un pahar, vor fi fructe, va fi și Casa Unirea acolo care va veni cu produsele sale. Casa Unirea, da. Da, da. Da. Bun, cu produsele românești. Iată, pentru 3 zile o să avem ce face, pentru că Ministerul Agriculturii împreună cu Asociația Crescătorilor de Ovine Păstorul Crișan Arad, trebuie să menționăm, pentru că este o asociație puternică, s-a implicat foarte mult și în ameliorarea rasei țurcană și este implicată și în mai multe organisme internaționale, în așa fel încât să promoveze produsul românesc. Vor fi foarte multe produse, cum spuneam, din lapte și carne de oaie, vor fi produse tradiționale, pregătite în stână, cu care ciobanii vin pregătiți la târg. Da, va fi interesant. Vor fi și obiecte de îmbrăcăminte, produse în stână, din pielicele și așa mai departe. Deci avem ce vedea acolo. Se mută stâna la MADR, cam așa. Se mută stânele, să spunem, la MADR. Repet, sunt fermieri din 11 județe care 11 o să vină, județe, înseamnă că a fost o mobilizare destul de mare a asociației. Cred că, de fapt, asta înseamnă promovarea produsului românesc și a muncii pe care fermierii români o fac de-a lungul anului pentru a obține produse. Nu știu dacă încap acolo, că spațiul e cam mic, dar mi se pare mie, dar poate că nu. Oamenii buni încapă oriunde, știi cum se spune, adică se pare că va fi loc pentru toți și pe timp de 3 zile sunt convinsă că toți ciobanii vor avea cu ce să ne delecteze. Evenimentul se numește Stâne, Gusturi și Tradiții Românești pentru cei de acasă, pe care îi invităm în fiecare zi, iată, de pe 25 până pe 27 noiembrie, în curtea Ministerului Agriculturii, de la ora 9 la ora 19. Toată lumea este acolo, da, pentru că mâine o să fiu chiar eu acolo. A, mâine mergi chiar tu și filmezi. Și de asta m-am pregătit, așa, să fiu mândră. Ia, da? Da. Să fiu mândră, mândră româncuță, cum se spune.
Da, foarte frumos. Și, și vom promova, bineînțeles, eveniment. Și evenimentul și fermierii noștri români, produsele lor la care au muncit atât de mult, vor fi promovate în cadrul emisiunilor noastre AgroTV, da. Și vă invit să ne urmăriți începând de săptămâna viitoare, bineînțeles, pentru a afla ce s-a întâmplat acolo. Transmitem și reportajele de acolo. Sigur, nu? Cred că nu lipsește nici ministru, că știu că îi mai plac. Mult ca sigur nu va lipsi nici ministrul agriculturii, care trebuie să fie în mijlocul fermierilor. S-a obișnuit, ne-a obișnuit și pe noi cu acest comportament, mai să cumpără, spunem. Că e discuția aceasta cu... Eu, se duce și cumpără de la fiecare câte ceva. Să de mâine dacă mai cumpără sau nu. Mă rog, asta ca element mai... de culoare, nu da, așa un da. Pic mai. Important e însă că evenimentul stâne gusturi și tradiții românești, nu ai spus? Da. Începe de mâine și... Începe de mâine, 25 noiembrie, până pe 27 noiembrie. Sunteți cu toții așteptați acolo, dragi telespectatori. O să aveți ce vedea, o să aveți cred ce gusta, o să vă simțiți bine mai mult ca sigur, pentru că suntem obișnuiți ca ciobanii noștri să fie veseli și să fie primitori și să ne ofere cele mai bune produse pe sper care le-au. Sper să fie și niște câini acolo, și să vedeți și niște câini. Dar și acum minți, nu... Ei, eu sper să fie mai puțin, dar... Deci... Având în vedere că sunt ciobănești, nu știu cât în cap, poate în cap mai puțin. Da. Bun, deci mâine la Ministerul Agriculturii, în curtea Ministerului. Da, acolo, ne întâlnim acolo cu toți. Dar mai avem o știre pentru astăzi, nu? Sigur că da, una și o știre din... care pare tot bună pentru fermieri, nu? Da, unul din... materialele pe care le veți vedea începând cu ora 19 la jurnalul nostru AgroTV, unde vă aștept, bineînțeles, ca în fiecare seară de luni până joi alături de colegii mei, de la ora 19, spuneam. Acest subiect este legat de aceste facturi la curent, cum spunem noi românii, facturile la lumină. Iată, s-au hotărât printr-o ordonanță de urgență acordarea facilității persoanelor care domiciliază sau lucrează în anumite localități din Munții Apuseni, mai exact 15 localități. Aici oamenii vor specială, da? Da, aici oamenii vor primi 50% reducere pentru facturile la energie electrică, pentru familiile și persoanele care locuiesc pe raza acestor 15 localități. Este un proiect electric a furnizare sa. Condițiile sunt destul de simple. Cetățenii trebuie să depună cerere la primăria de care aparțin. Se va face o listă, ele se aprobă de consiliul local, de fiecare consiliu local al localității. Se centralizează liste și se publică la sediul primăriei. După care electrica furnizare va aplica reducerea prevăzută de lege la valoarea finală a facturilor. Este important de spus și că listele vor fi actualizate trimestrial și mai important de spus este că această acordare a sprijinului este condiționată de, bineînțeles, plata la termen a facturilor scadente. E pe anumită perioadă, adică pe mai o, că văd că se vorbește mai multe detalii o să aflați și în jurnalul nostru AgroTV și bineînțeles din platforma noastră Media AgroTV, pe site-ul nostru găsiți toate informațiile de care aveți nevoie pentru a fi la curent cu acest ajutor. Absolut. Ideea este care e de a ajuta acea zonă, nu? Care e o zonă defavorizată din multe puncte de vedere. Da, din de a ajuta. Iată, este un prim pas, să spunem. Vorbim aici de Munții Apuseni, de zona aceea de 15 localități. Nu știu dacă trebuie să vi le și enumăr, dar ideea este că undeva se întâmplă ceva bine pentru oameni. Acum, nu știu dacă este un caz singular, dar vom trata subiectul, bineînțeles, da, în funcție de... Eu bănuiesc că o să urmeze și alte zone, să zicem. Poate așa, sau sunt, vor dori și alții din alte zone un tratament. Informația aceasta acesta am primit-o noi și atunci este bine să o rețină telespectatorii și mai mult ca sigur să se intereseze, da, că sunt și în localitățile în care locuiesc acest tip de facilități de reducere, așa cum am spus, 50% din factură, ceea ce nu e puțin lucru. Dacă ne gândim la atât de multe persoane care își permit mai greu să plătească facturile. Da, care au sigur dificultăți în momentul acesta de plată, chiar dacă există o plafonare a tarifului la energie electrică, știm bine că a apărut și această ordonanță generală sau de fapt proiectul s-a transformat în proiect de lege sau în lege,
Dar e, e foarte clar că sunt anumite zone în care trebuie direcționat mai clar un astfel de ajutor. Da. Și cred că, așa cum spui, este binevenit pentru acei oameni. Am văzut că, de exemplu, Dumitru Chiseliță, care are asociația, care conduce Asociația Energia Inteligentă, pentru a schimba un pic tema, face demersuri și încearcă să dezvolte proiecte pentru a aduce curent electric în zonele în care acesta nu există. Sunt și zone încă neelectrificate în România. Nu foarte multe, dar sunt astfel de zone. Da, sunt destul de multe. Sunt destul de multe pentru secolul în care trăim. E adevărat că dacă gândim în termenii aceștia, ai dreptate, sunt cam prea multe. Trebuie făcut ceva și acolo și am văzut că sunt o serie de asociații care se preocupă. Sper să și reușească. Deși știi cum e, că uneori ne gândim că la prețul ăsta mai bine, știi cum e. Nu-l mai ai, ca să zic așa, sigur glumesc. Nu, am văzut o abordare de tipul acesta, că oamenii, de exemplu, din mediul rural, uneori, de exemplu, nu vor să-și tragă aceste conducte de gaze, pentru că fie costă prea mult racordarea, fie chiar se feresc de un preț al gazului prea mare. Există și o astfel de situație, din păcate. Vom vedea cum se reglementează situația, având în vedere că, iată, și prețul lemnului este destul de dificil, nu prea corespunde cu ce se dorea cu plafonarea și atunci și cu lemne e greu să te mai încălzești acum. Trăim aceste vremuri și vom trece prin ele mai mult ca sigur, așa cum suntem obișnuiți noi românii să trecem prin vremuri grele așa cum putem mai bine. Da, bineînțeles că avem și alte subiecte în cadrul jurnalului rog, de la ora 19. Foarte multe subiecte pe care prefer să le vedeți începând cu ora 19, acolo unde începe jurnalul Agro TV, alături de colegii mei. Au muncit iarăși destul de mult ca să vă aducă în atenție subiecte importante. Dacă revenim la Târgul MADR de mâine, acolo unde, bineînțeles, așteptăm. Păi da, să încheiem, că așa e frumos să ne mândrim cu fermierii noștri, mai ales cu cei care depun atât de multe eforturi ca să ne pună pe masă produse sănătoase, că de fapt ăsta este până la urmă scopul și al Ministerului Agriculturii și al nostru, ca și platformă media, de a promova produsele locale, românești, și sănătoase, pentru că asta e important. Sunt făcute de ciobanii noștri așa cum trebuie și asta e bine, să știm că putem mânca sănătos. Mâine asta o să se întâmple, o să mâncăm sănătos, vor fi și mici și pastramă și tot ce se dorește. Bulzul de la... acela, tot și bulzul, specific, bineînțeles. Din ce înțeleg, iată, am aici, atracția târgului va fi un ceaun unde va fi preparat tocanul. Mărturisesc că nu știu ce este tocanul, este mâncarea de bază a ciobanilor. Se spune un preparat foarte interesant și probabil cu o rețetă destul de secretă, să spunem, pentru profanii ca noi. Da? Atracția, iată, acest ceaun, să vedem câți vor reuși să ajungă la el, să spunem așa. Dar așteptăm cât mai mulți acolo la acest eveniment pe care îl marchează Ministerul Agriculturii împreună cu Asociația Crescătorilor de Ovine, Păstorul Crișana Arad. Păstorul 25-27 noiembrie în curtea MADR-ului, de la ora 9 la ora 19 în fiecare zi. Sunt așteptați toți bucureștenii și de ce nu toți cei care se află în momentul de față în București, chiar dacă nu locuiesc aici. Mulțumesc, Ramona Pandele, pentru aceste informații. Ne-ai deschis apetitul pentru mâncările ciobănești, dar și pentru acest eveniment ne-ai deschis interesul. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezență. Încă o dată, IA este foarte frumoasă, este superbă. Mulțumesc. Așadar, ne oprim astăzi aici. Agricultura, o șansă pentru România. Ne revedem săptămâna viitoare. Vă doresc toate cele bune până atunci.